Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și astăzi o să facem o nouă lecție. O să calculăm valoarea numerică a expresiei e de xy egal cu 2x la a doua y plus 3xy minus 5xy la a doua pentru x egal cu minus 1 și y egal cu 2. Primul pas pe care îl vom face, vom înlocui pe x cu minus 1 și pe y cu 2. Și să vedem cum scriem. Și avem e de minus 1 și 2 egal cu cine? Cu 2 minus 1 la a doua ori 2, da? Am înlocuit pe x cu minus 1, y cu 2, plus 3x care este minus 1 ori y care este 2 minus. Și ce avem aici? 5. Denunțit cu minus 1, denunțit cu 2 la a doua. Da? Acum, următorul pas pe care îl vom face, vom efectua calculele respectând ordinea operațiilor, adică mai întâi ridicarea la putere. Egal cu 2 denulțit minus 1 la puterea a doua este 1, denulțit cu 2 plus 3 denulțit cu minus 1 ori 2 minus 5 minus 1 denulțit cu 2 la a doua care este 4. Acum, următorul pas, efectuăm înmulțirile respectând regula semnelor. Și avem, punem egal, 2 ori 1 ori 2 egal cu 4. Aici avem 3 ori minus 1 ori 2. Și ne dă minus 6, 5 ori 4, 20, minus cu minus ne dă plus 20. Acum, următorul pas este să efectuăm adunările și scăderile în ordinea în care sunt scrise, de la stânga spre dreapta, egal cu 4 minus 6, ne dă minus 2 plus 20 egal cu cine? Cu 18. Și valoarea numerică a expresiei noastre e minus 1, 2 egal cu 18. Deci valoarea expresiei x, y pentru x egal cu minus 1 și y este egal cu 2, este 18. Acesta a fost exercițiul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc să faceți cât mai multe exerciții și să lucrați, să învățați regula semnelor și toate formulele. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere și o zi frumoasă și spor la exerciții!